Deschid lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pașcani. Motivat de faptul că din totalul de 19 consilieri locali sunt prezenți 17, lipsesc motivat 2 consilieri, domnul Dinție Marius Nicolae și domnul Conache Eduard Cătălin. La ședința Consiliului Local participă doamna viceprimar Nedelcu Gabriela, reprezentanții ai serviciilor și compartimentelor din aparatul de specialitate Marului Municipiului Pașcani, mass media, din ce văd și cetățenii Pașcani. Supun procesul de bal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dau cuvântul președintelui de ședință, doamna Dondaș Adriana. Mulțumesc. Bună ziua. Voi da citire dispoziției numărul 517 din data de 22.02.2017, în care primarul municipiului Pașcani, județul Iași, dispune. Articol unic. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcani în ședință ordinară din data de 28.02.2017, ora 10, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2017. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. 2. Raport privind activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2016. Raportor, consilier Marinela Moisii Comuniță, șef Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pașcani. 3. Situația activității Poliției Locale Pașcani în perioada 1-1-2016, 31-12-2016. Raportor, Vasilică Viorela Vasiloae, șef serviciu. 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Pașcani și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Municipiului Pașcani. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 71 din 18.07.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice în Municipiul Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Pașcani și aprobarea de denumire pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular în anul școlar 2017-2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, viceprimarul municipiului Pașcani. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local al municipiului Pașcani, numărul 53 din 1999, privind aprobarea domeniului public al municipiului Pașcani, județul Iași, atestat prin hotărâre numărul 1354 din 2001 cu modificările și completările ulterioare prin rectificarea suprafeței de teren înscrise la pozițiile 14, 121, 124, 183, 192. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal în vederea parcelării pentru construcții de locuințe pentru terenul în suprafață totală de 11.995 metri pătrați, teren în suprafață de 4.550 metri pătrați, cu număr cadastral 2221, 2102, 2492 per 1, teren în suprafață de 2513 metri pătrați, cu număr cadastral 2221, 2102, 2492 per 2, teren în suprafață de 3732 metri pătrați, cu număr cadastral 2221, 2102, 2492 per 3 per 1, teren în suprafață de 700 metri pătrați, cu număr cadastral 2221, 2102, 2492 per 3 per 2, teren în suprafață de 500 metri pătrați cu număr cadastral 2221, 2102, 2492 per 3 per 3, strada Fericirii, municipiul Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației terenului în suprafață de 23 metri pătrați, situat în perimetrul Colegiului Tehnic de Căi Ferate Unirea, municipiul Pașcani, strada Ceferiștilor numărul 3, județul Iași, în vederea funcționării unui chioș pentru comercializarea de produse alimentare. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 218 din 21-12-2016, privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate în chirierie. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. 11. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru colectarea transportului și depozitarea deșeurilor de pe teritoriul municipiului Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare numărul 19.534 din 3.10.2012 încheiat între municipiul Pașcani și SCCLP Ecosalubritate SA, inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice, creșa numărul 1 și grădința cu program prelungit numărul 2, strada sportului numărul 11, Pașcani, județul Iași. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții DALI și a serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice, clădire, sediu și remiză PSI, strada Ștefan cel Mare, numărul 7, Pașcani, județul Iași. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. 15. Proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum local pentru consultarea cetățenilor municipiului Pașcani în legătură cu renunțarea municipiului Pașcani la serviciile operatorului SCA Apa Vitalie SA Iași și retragerea din Arsasiț, Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Iași. Inițiatorii proiectului de hotărâre, consilieri locali, Bodoașcă Mihai Claudiu, Conache Eduard Cătălin, Dandu Alexandru Ionuț, Danu Ion, Pintilie Marius Nicolae, Râsnic Andrei Marius, Spiridon Mihaela Iulia, Timofte Maria. 16. Proiect de hotărâre privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare sau valorificare a vehiculor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Pașcani. Inițiatorii proiectului de hotărâre, consilieri locali, Bodoașcă Mihai Claudiu, Conache Eduard Cătălin, Dandu Alexandru Ionuț, Danu Ion, Pintilie Marius Nicolae, Râsnic Andrei Marius, Spiridon Mihaela Iulia, Timofte Maria. 17. Proiect de hotărâre privind identificarea, inventarierea și expertizarea tehnică a construcțiilor care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice. Inițiatorii proiectului de hotărâre, consilieri locali, Bodoașcă Mihai Claudiu, Conache Eduard Cătălin, Dandu Alexandru Ionuț, Danu Ion, Pintilie Marius Nicolae, Râsnic Andrei Marius, Spiridon Mihaela Iulia, Timofte Maria. 18. Raport al Comisiei de Analiză a Activității SCCLP Ecosalubritate SA, înființată prin HCL numărul 159 din 2016. Raportori, consilieri locali, Bodoașcă Mihai Claudiu, Conache Eduard Cătălin. 19. Raport al Comisiei de Analiză a Activității SC Preserv APA SA Pașcani, înființată prin HCL numărul 159 din 2016. Raportori, consilier local Dandu Alexandru Ionuț, Danu Ion, Olariu Costel Sorin. 20. Raport de analiză al activității REAGCL Pașcani, Comisia de Analiză înființată prin HCL numărul 159 din 2016. Raportori, consilier local Pintilie Marius Nicolae, Râsnic Andrei Marius, Spiridon Mihaela Iulia. Vă rog, domnul consilier. Deci, doamna președintă, am dorit să retragem de pe ordinea de zi proiectul numărul 16 privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare sau valorificare vehicule fără stăpân, deoarece în comisie am stabilit de comun acord cu colegii de la PSD, cu domnii de la, din aparatul de specialitate, să facem niște amendamente, dar ce cred că e cel mai important, am însușit observația domnului jurist, domnul Apostol, și e corect, așa nu e vina noastră că acest proiect n-a fost pus în dezbatere publică, el a fost depus din luna noua, dar cred că ar trebui să stea în dezbatere publică. Îl redepunem astăzi și avem rugăminte la aparatul de specialitate să-l pună pe site în dezbatere publică, astfel ca peste două luni sau când peste 30 de zile lucrătoare să putem să venim cu el din nou în Consiliul Local, amendat cu toate formalitățile legale făcute și asta se poate fi aprobat în deplină cunoștință de cauză și legalitate. Am înțeles. Și am dorit să ne acordați acele minute pentru interpelări, da, și declarații politice. Da? Eu astăzi nu am colegii. Domnul Râsnic. Mulțumesc. Da. Domnul Dandu. Domnul Olariu. Domnul Bodaș, că înțeleg că vreți să punem pe site proiectul în forma aceasta. De asta v-am întrebat, ați spus că... Să depunem după ședință, da? După ce îl aduceți o să... Da, la mine, dar am zis întâi să retragem, după aia să-l depunem. Sigur, sigur. Corect și celă, forma care o aducem astăzi... Am înțeles, am înțeles. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot ordinea de zi prezentată, mai puțin proiectul care a fost retras de inițiator numărul 16 și la final interpelările cu domnii care s-au înscris. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 17 voturi.
Să începem cu primul proiect. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2017. Avizul comisiilor, vă rog. Era o avizie, nu? Juridic aviz favorabil. Vă rog să veniți cu propuneri. Doamna vice, vă rog. Propun de domnul Codrin Toma de la PSD. Dacă mai sunt propuneri, domnul Bodoașcă, vă rog. Doamna președinte, am dorit și noi să facem o propunere. Cred că ar trebui și consilierii de în opoziție să aibă acest drept de a fi președinte de ședință și noi astăzi vrem să propunem pe doamna Spiridon Mihaiol. Mai sunt propuneri? Vreau să fac observații. Vă rog, închideți microfonul pentru că este setat. Doar două microfoane simultan funcționează, da? Da. Era un microfon acolo deschis, de eu n-am reușit să vorbesc pe microfon. Bun, acum supun la vot prima propunere a grupului PSD. Cine este ca domnul Codrin Toma să fie președinte de ședință pentru perioada martie-mai 2017? Deci, pentru. 10. 10. Împotrivă? Abțineri? 7 abțineri. Supun la vot propunerea ca doamna Spiridon Mihaela să fie președintă de ședință în perioada martie-mai 2017. Cine este pentru? 7. Împotrivă? Abțineri? 7. Deci domnul Codrin Toma va fi președinte de ședință în perioada martie-mai 2017. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Raportul privind activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2016. Raportor, consilier Marinela Moisii Comăniță, șef serviciu. Este doamna? Raportul oricum a fost susținut în comisii. Deci doamna șef serviciu are problemă de sănătate astăzi. Dacă este vreo problemă, dacă cineva vrea să pună întrebări, vă rog să mi le adresați mie. Domnul Bodașcă, vă rog. Dați drumul la microfon. Închide-le, Irina. Noi am avut plăcerea să avem pe doamna în comisie. Am lămurit acolo cam tot ce era de lămurit, de spus. Singurul lucru pe care noi l-am reiterat a fost că o să aibă tot sprijinul nostru pentru a-și desfășura în condiții normale și bune activitatea, iar domnia sa și-a exprima dorința de a mai angaja dorința. Deci e o necesitate de a mai angaja personal, o doamnă, parcă am zis, un post la Serviciul de Evidență a Populației. Noi am fost de acord și am zis că o să aibă tot sprijinul. Dacă mai sunt întrebări, discuții. Dacă nu, mergem mai departe. Punctul 3. Situația activității Poliției Locale Pașcani în perioada 1-1-2016, 31-12-2016. Raportor Vasilică Viorela Vasiloae, șef serviciu. La fel a fost prezentat în comisie. Dacă mai sunt întrebări, doamna Vasiloae este aici. Vă rog, domnul Bodașcă. Deci, iarăși, am discutat în comisie, dar dumnealui n-a fost la noi la comisie pentru când am discutat raportul. Și eu vin iarăși cu aceeași problema mea. Deci am văzut la dumneavoastră, aveți criterii de performanță a agenților de poliție locală, numărul de amenzi. Nu mi se pare normal ca numărul de amenzi să fie un criteriu de performanță, un criteriu de evaluare a agentului. Agenții ar trebui să facă mai mult muncă de prevenție și în cele mai... când nu se mai poate, atunci ajungem la amenzi. Am văzut grafice în care se compară agenții între ei în funcție de numărul de amenzi. Deci atunci el va fi, ca să dea bine în fața șefilor, va fi obligat să dea amenzi. Domnul Ofsa. Sigur, domnul Vasiloae, mă rugăm. A făcut afirmația că nu avem plan de amenzi. Și nu este stabilit pentru agentul poliției locale un asemenea plan. Noi evidențiem în statistic, din păcate, activitatea noastră, din păcate, dar legal, evidențiem statistic și prin numărul de amenzi. Este normal să facem o comparație cu activitatea de ani din urmă, pentru că ar putea să vă dea câteva date. Și dau scurt un exemplu. În anul 2016, numărul de amenzi a scăzut contravenționale față de 2015-2014, ținând seama și de recomandările făcute de Consiliul Local de a acționa mai mult pe latura de prevenție. Nu le evidențiem doar pentru a arăta că este un criteriu de performanță.
Dar nu este normal ca un agent de poliție locală să treacă pe lângă o încălcare a unei norme legale și să nu aibă nicio acțiune. Aplicăm avertismentul verbal, aplicăm avertismentul contravențional scris, dar suntem nevoiți să aplicăm și aceste amenzi contravenționale. Repet, încă o dată, nu este un criteriu de performanță. Deci eu am văzut, bine spuneți dumneavoastră, că au scăzut amenziile, deci asta înseamnă că poliția locală își face treaba de prevenție, dar v-am zis, am văzut aceste grafice, dar eu mi-aș dori să nu mai fie acest criteriu de apreciere a activității politici locale în funcție de numărul de amenzi. Să găsim altceva, satisfacția clienților, nu știu, aveți dumneavoastră alte criterii, nu clienților. E impropriu spus client, satisfacția populației, eu știu, găsim la toate criterii. Nu e un criteriu dacă vom lucra împreună, mă refer la mine, timpul îmi va da sănătate și voi fi pe această funcție, la următorul bilanț vom analiza din alte puncte de vedere și criterii. Vă mulțumesc! Domnul Rexin, vă rog! Domnul comandant, vă întrebați-mi și la Comisia Economică în legătură cu activitatea de, să zic așa, combatere a fenomenului de necontractare a serviciilor de salubritate. Și vreau să văd dacă până astăzi v-ați uitat exact să vedeți câte acțiuni ați desfășurat în sensul ăsta, pentru că știm foarte bine că sunt foarte multe persoane care nu au astfel de contracte. Și a doua problemă, tot purtătorul de cuvânt al primăriei, dacă tot sunteți aici, a spus că sunt informații că se aduc noaptea sau ziua în diferite zone mașini cu câini comunitari în oraș și, după cum știm, avem o mare problemă în sensul ăsta. Dacă aveți cunoștință despre fapte de genul ăsta și ce aveți de gând să faceți în privința asta. Mulțumesc! Chiar după ședința mai dedicată încă o dată, într-adevăr, 20, activitatea pe linia încheierii contractelor de salubritate, după cum am spus, comportă două planuri de acțiune. Unul vine dinspre SECE Ecosalubritatea, această societate ne sesizează că anumite persoane nu și-au îndeplinit această obligație și atunci acționăm în consecință, prin somare și în situația în care nu și-a încheiat contractul. În cazul ultimei somații date de către poliția locală, este sancționat contravențional. Și al doilea plan al acțiunii noastre, la contactul cu cetățeanul, pe verificarea unor sesizări, reclamații sau când este vorba de o verificare la domiciliu aceasta, una din întrebări care îi se pune cetățeanului este, aveți încheiat contract de salubritate? În situația în care răspunsul nu, preluăm procedura somare de către noi și dacă nu își îndeplinește, sancționat. Nu am aplicat decât 4 sancțiuni contravenționale persoanelor care nu s-au conformat acestei proceduri, dar subliniez procedură neprevăzută de hotărârea Consiliului Local. Nu vrem să ne facem treaba din birou. Vă dau un exemplu, dacă Ecosalubritatea mâine ne dă un tabel și spune că a parcurs toți pașii de înștiințare a persoanei să-și încheie contractul de salubritate pentru un număr de 50 de persoane, noi am putea da amenziile din birou. Deci nu dăm aceste amenzi până nu mai încercăm încă o dată să conștientizăm cetățeanul legat de acest aspect. Deci, ceea ce am spus ieri este corect și real. Legat de câinii comunicare, am spus și o mai spun încă o dată. Până când nu va fi rezolvată problema câinilor cu stăpâni, în Pașcani vom avea probleme cu câinii fără stăpâni. Ieri, și ca o mică paranteză, domnul consilier Pimpilie a venit cu propunerea, noi nu putem fi inițiatori de proiecte, de hotărâri de Consiliul Local, să venim cu propuneri pentru inițierea unor astfel de proiecte. Să știți că am creionat deja un proiect de hotărâre, pentru că în Pașcani deținătorii de animale, de companii, câini, nu au nicio obligație clar prevăzută. Și vom veni atât către grupul consilierilor de opoziție, cât și către grupul PSD, cu un proiect, probabil cel târziu la sfârșitul lunii martie, dar și propun ca și acel proiect să fie supus, după ce va fi analizat de dumneavoastră, dezbaterii publice înainte de a intra în hotărârea Consiliului Local. Există la nivel național, și ca să vă dau
răspunsul punctual pe întrebarea. Că sunt informații că anumite mașini aduc când comunicări și debate pe raza OAT-ului nostru. Să știți că n-am altă expresie. Din păcate, la nivel național auzim această poveste. Când ne deplasăm la o persoană care a spus, a afirmat public că am văzut o mașină care a descărcat 10 când din ea, îi cere, băi, spune-mi ce culoare și ce număr de matriculare. Nimeni nu le spune niciodată. Băi, n-am reușit să văd nici culoarea, bine, dar parcă n-avea număr de matriculare. Eu am atenționat agenții, am o metodă, merg pe jos prin cartierele Pașcanului și dacă observ un grup de 4-5 câini, în afară de faptul că am o colaborare bună cu personalul care strânge acești câini de pe străzile orașului nostru, am atenționat subordonații pe timp de noapte să aibă totuși în vizor aceste dubițe, că nu-mi închipui că cu o mașină mică se transportă câini, să aibă în atenție aceste dubițe care tranzitează Pașcanul, tocmai pentru a observa și acest lucru. Nu avem drept de oprire în trafic dacă nu avem indici că s-a încălcat o prevedere legală. Nu avem drept de a-l opri și de a controla vehiculul. Este o altă problemă. Dar i-am atenționat să aibă în atenție și această problemă. Dar revin, până când câinii cu stăpân nu vom acționat pentru a avea niște reglementări clare, să știți că în Pașcan vom avea timp fără stăpâni. Vă pun o întrebare pe care mi-am pus-o și mie. Am să folosesc expresia așa cum vorbește românul. O cățea fată de 4 ori pe an, 4-5 căței. Pun întrebarea, în ultimii 2 ani, cățelele care au fătat acești câini, au adus acești pui din suburbii, unde sunt? Eu am încercat să-mi dau un răspuns. Nu pot să-mi închipui pe o persoană, chiar la fiecare fătare a acestor câini, îi pune în portbagaj și îi aduce în zona urbană a municipiului. Dar acești lăsați liber pe străzi, subordii găsesc mai puțină mâncare. Și să știți că migrează către zona urbană, în zona cvartalilor de blocuri, aș căuta crană. Mai am o problemă și cu acești iubitori de animale. Au adoptat câini prinși de la patroc, asumându-și obligația ca acel câine să-l crească în proprietatea lui. Și ne trezim că acești câini sunt relocați în zonele publice. Vedem adesea câini crotalați. Nu avem acces la o evidență clară, națională, pentru că pot fi adoptate mai multe canise. Dar, revin, lipsește și prevederea legală ca în situația în care identificăm un astfel de animal protalat și identificăm proprietarul să-l putem sancționa. De aceea eu vă propun ca, și promit ca la sfârșitul lunii martie să vin cu un proiect de hotărâre, care de altfel să știți că funcționează foarte, foarte bine și în alte localități. Pentru că nu avem altă metodă de acțiune decât de a începe cu câine cu stăpân, pentru că noi considerăm că de aici ne pleacă problema câinilor vagabonzi. Bun. Vă mulțumesc, domnul Haldan. Vă rog. Și ieri, în cadrul ședinței Comisiei Economice, am apreciat activitatea poliției locale. Se simte prezența agenților în municipiul Pașcani. Sunt și rezultate, de altfel, prezentate în raportul domnului Avasiloae. Am accentuat și ieri o problemă care, de altfel, toată lumea este de acord cu ea, accentuarea activității de prevenție și asta nu numai în cadrul poliției locale, deci și poliția națională și trebuie să ținem cont de faptul că în momentul de față se face mare tevatură pe construcția de noi închisori și așa mai departe. Oare dacă noi am face o muncă de prevenție corespunzătoare, să dirijăm banii în direcția respectivă și nu în construcția de închisori, deci să mărim locurile de cazare pentru cei care fac abateri, mai mult decât atât îi cazăm și după aceea îi întreținem acolo și costul pe zi a unui deținut este știut că este foarte mare. Cred că ne-ar costa mult mai puțin să facem munca de prevenție, plus cu
munca și de educație din școli și așa mai departe, deci și la locul de muncă fiecare. Așa. Deci cred că s-ar micșora numărul celor care fac abateri. La nivel de municipiu Pașcani, așa cum a prezentat și domnul Avasulai în raportul care este, este o statistică, e adevărat, cu numărul de contravenții, de procese verbale, de constatare și așa mai departe, dar considerăm că municipiul Pașcani nu este considerat un municipiu cu probleme grave vis-a-vis de comportamentul cetățenilor din municipiu. Eu personal îi mulțumesc domnului Vasiloae și în general poliției locale pentru activitatea desfășurată și le doresc succes în activitatea care o am mai departe. Mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt discuții, întrebări, mergem la următorul punct. 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Pașcani și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Acum vă rog să veniți cu propuneri. Vă rog, doamna viceprimar. Din partea Partidului Social Democrat avem două propuneri, domnul consilier Prodan Ionuț și domnul consilier local Pintilie Ciprian. Din partea noastră, vă rog, domnul Bodașcă. Noi propunem pe domnul Marius Pintilie. Alte propuneri? Nu, atunci supun la vot propunerile, nominal, pe fiecare. Deci supun la vot ca domnul consilier Prodan Ionuț să facă parte din Comisia Locală de Ordine Publică. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17 voturi. Supun la vot ca domnul Pintilie Ciprian să facă parte din Comisia Locală de Ordine Publică. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17 voturi. Supun la vot propunerea ca domnul Pintilie Mariu să facă parte din Comisia Locală de Ordine Publică. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17. Acum supun proiectul la vot ca reprezentanții Consiliului Local să facă parte domnul Prodan Ionuț, Pintilie Ciprian și Marius Pintilie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. 17 voturi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 71 din 18.07.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice în Municipiul Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Dacă nu sunt discuții, întrebări, aici este comisia nominalizată. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17 voturi. Proiectul a trecut. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Pașcani și aprobarea de denumire pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular în anul școlar 2017-2018. Avizul comisiilor. Economic favorabil. Juridic favorabil. Învățământul. Pe 20-a 12 a fost avizat. Deci, aviz favorabil și la învățământ. Dacă nu sunt întrebări, discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 53 din 1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, județul Iași, atestat prin hotărârea numărul 1354 din 2001 cu modificările și completările ulterioare prin rectificarea suprafeței de teren înscrise la pozițiile 14, 121, 124, 183, 192. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, favorabil. Comisia urbanistă a zis favorabil. Da, sunt, vă rog, domnul Olariu. Am făcut o observație, pentru că la punctul 14, și mă refer la strada locotenent Ionescu, avem acolo pentru indicatori cadastrali pe 230, 2363,
pe 2359 ar fi beton asfaltic și parțial pe 2362. Eu am fost în teren și am văzut că pe tronsonul pe 2359 nu este deloc asfalt. Eu acum nu știu ce să mai cred, că e a doua oară că mi se întâmplă să văd că bucățele din străzi, care în documentele primăriei sunt ca și asfaltate, în realitate nu sunt. Nu știu ce să cred. Deci, nu știu ce să cred. Încep deja, dacă data trecută am zis că poate e o greșeală, acum, sincer vă spun, nu cred cum este. De la patrimoniu, dacă este cineva să răspundă. Deci, indicatorii cadastrali sunt dat de societatea de cadastru, iar strada ce am deputat este strada lui Cătălin Ionescu, pe Pantel Mare, care este în strada 4. Da, este o bucățică mică acolo, dacă ați sezat, prin spatele căminului. La asta mă refer, deci asta e indicativul ăsta pe 2359 și pe 2362. E undeva o străduță laterală, micuță, exact prin spatele căminului. O să observați că acolo nici urmă de asfalt n-au fost niciodată. Și iarăși surprins că nimeni nu verifică. Aici scrie parțial. Parțial, da. Scrie da, parțial. Este pe 2359, după care 2362, parțial. Parțial. Dar și parțial fiind, vă spun eu că nici măcar parțial nu este. Hai, să fie parțial, dar nici măcar parțial nu. Am înțeles. Dacă mai sunt discuții, întrebări la acest proiect, dacă nu spun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? 1. Abțineri? 16 voturi. Pentru, 1 împotrivă. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal în vederea parcelării pentru construcții de locuințe pentru terenul în suprafață totală de 11.995 metri pătrați, teren în suprafață de 4.550 metri pătrați, cu numărul cadastral 2221, 2102, 2492 per 1, teren în suprafață de 2.513 metri pătrați, cu număr cadastral 2221, 2102, 2492 per 2, teren în suprafață de 3732 metri pătrați, cu număr cadastral 2221, 2102, 2492 per 3 per 1, teren în suprafață de 700 metri pătrați, cu număr cadastral 2221, 2102, 2492 per 3 per 2, teren în suprafață de 500 metri pătrați, cu număr cadastral 2221, 2102, 2492 per 3 per 3, din strada Fericirii, municipiul Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Economic favorabil. Juridic favorabil. Comisia urbanistică aveți favorabil. Dacă sunt întrebări la acest proiect, dacă nu se pun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației terenului în suprafață de 23 metri pătrați situat în perimetrul Colegiului Tehnic de Căi Ferate Unirea, municipiul Pașcan, strada Ceferiștilor, numărul 3, județul Iași, în vederea funcționării unui chioș pentru comercializarea de produse alimentare. Avizul comisiilor, vă rog. Economic favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Comisia urbanistică, aviz favorabil. Dacă sunt întrebări la acest proiect, dacă nu se pun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17 voturi pentru, proiectul a trecut. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 218 din 21-12-2016 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Avizul comisiilor, vă rog. Vă rog, domnul Râsnic. Ieri în Comisia Economică m-am abținut și aș vrea să motivez și votul de astăzi. Din câte ne-au spus cei de la patrimoniu,
Avem astăzi disponibile, dacă nu greșesc, 4 spații locative. 5, dar 4 aparte și o garsonieră. Ok. Avem peste 20 de dosare care sunt în aprobate, care îndeplinesc toate criteriile și sunt în așteptare. Nu văd de ce să extindem atât de mult area în care cineva care optează pentru o locuință ANL să poată lucra, având în vedere că avem persoane care lucrează în Pașcani și care îndeplinesc toate criteriile și nu pot avea acces deocamdată la o locuință ANL. De asta spun că în momentul în care să spunem că cererea de locuințe va fi mai mică decât oferta, atunci da, văd oportun mărirea acestei arii. Deocamdată nu văd oportună și cred că ar trebui să încurajăm ca persoanele care au și locuință să rămână și să lucreze în orașul nostru. De asta ieri m-am abținut și mă voi abține și astăzi. Mulțumesc! Dacă este, vă rog, doamna viceprimar. În Comisia ANL am propus această extindere teritorială, ținând cont că locurile de muncă în municipiul Pașcani sunt vacante, sunt destul de reduse și există foarte mulți tineri care își găsesc de lucru în zone limitrofe municipiului Pașcani. Cred că este o discriminare să nu oferim posibilitatea tinerilor care locuiesc în Pașcani, dar își desfășoară activitatea în altă localitate, să nu aibă acces la o locuință ANL. Domnul Haldan. În afară de cele explicate de doamna viceprimar, se mai pune problema de obținere de fonduri de la Agenția Națională de Locuințe pentru construcția de noi blocuri. Deja noi avem prevăzut să se construiască un bloc în zona deal, unul în zona vale și cei de la Agenția Națională de Locuințe întreabă câte cereri aveți. Există acoperire pentru apartamentele din acele blocuri? Oriunde noi dacă limităm accesul la aceste locuințe numai pentru cei care lucrează în municipiul Pașcani, vom rămâne la cele 20 de cereri care sunt acum. Dar dacă cumva extindem și dăm dreptul celor care lucrează și în afară și care, să nu uităm, sunt copiii ai cetățenilor din municipiul Pașcani și care nu au locuințe, stau poate pe la părinți sau cine știe pe unde. Așa, dar lucrează, fac naveta la, știu eu, Roman, la Iași chiar, la Târgu Frumos, Păduiloae. Mai mult decât atât, să ne gândim și la faptul că chiar municipiul nostru, noi gândim că se va moderniza, se va dezvolta, vor apărea chiar activități noi și vom avea nevoie de specialiști. Specialiștii nu-i faci în momentul în care deschizi o unitate. Fiecare cetățean, chiar dacă lucrează în altă parte, cu timpul caută să fie cât mai aproape de casă. Fiind, totuși, lucrând în altă parte, să nu uităm un lucru. El contribuie la municipiul Pașcani prin faptul că el aici consumă energie electrică, aici consumă apă, aici consumă toate alimente, cumpără din magazinele locale și așa mai departe. Deci contribuie, plătește taxe și impozite aici și atunci credem că el și contribuie, dacă vreți, la dezvoltarea mediului local de afaceri. Mulțumesc. Domnul Vodașcă, vă rog. Da, deci eu în comisie am fost de acord cu acest criteriu. Sunt în continuare de acord că trebuie mărită area de a oamenilor care au acces la aceste locuințe, dar ce nu știam eu și am aflat pe ulterior este că în acest moment avem foarte puține locuințe ANL care pot fi distribuite, iar cele sunt mult, mult mai mari. Eu sunt de acord cu acest criteriu, dar să fie pe viitor. Acum mi se pare o nedreptate pentru cei care au deja o cerere depusă de 2 ani de zile și s-ar putea, mărind area de selecție, să vină cineva să se califice înaintea lui, pentru că, eu știu, are mai mult, face punctaj mai mare. Deci sunt de acord cu acest proiect, dar nu acum, pe viitor. Doamna vice, vă rog să-i răspundeți domnului.
Deci acest criteriu nu este punctat. Dacă vă uitați, evaluarea se face după alte criterii. Aici este vorba dacă admitem un dosar a unei persoane care locuiește în municipiul Pașcani de cel puțin un an de zile și are serviciu în altă localitate. Deci el nu primește punctaj pentru faptul că lucrează sau nu lucrează în Pașcani. Sunt alte criterii pentru care evaluăm dosarele. Uitați-vă, aveți în anexa proiectului criteriile, deci nu influențează cu nimic punctajul. Printre punctaje, de exemplu, există un criteriu care este vechimea cererii, care ridică foarte mult dosarul respectiv, astfel încât cei cu cereri depuse în anii anteriori au șanse mult mai mari să obțină aceste locuințe anele. Deci asta este o propunere a noastră a Comisiei Sociale pentru anele, supus atenției dumneavoastră, vom decide astăzi prin vot, urmând ca ulterior să trimitem această propunere la Ministerul Dezvoltării, care, bineînțeles, ne poate aproba propunerea noastră sau respinge. Eu fac încă o dată apel la dumneavoastră să vă gândiți la toți tinerii care locuiesc în municipiul Pașcani, să nu-i discriminăm prin faptul că au servici în altă parte și nu în localitatea noastră și, încă o dată, repede, să fie clar, acest lucru nu influențează punctajul final al cererii. Domnul Vice. Deci știm că acest criteriu nu afectează punctajul. V-am zis că e problema. Pe viitor e bine, dar acum haideți să dăm acele locuințe care sunt libere, să le atribuim celor care au deja depusă dosare și pe viitor să facem din nou face mai mult. Acum, v-am zis, e posibil să vină cineva care face cerere acum, să aibă criterii mai bune, da, de performanță și să ia pentru ăla care așteaptă de 2 ani de zile. Domnul Bodaș, haideți că vă răspunde din nou doamna viceprimar. N-ați înțeles. Încă o dată, uitați-vă în proiectul de hotărâre la anexa privind punctajul. Noi distribuim aceste locuințe în ordinea priorităților, conform evaluării. În fiecare an facem, solicităm documente suplimentare pentru că se poate schimba ceva în structura dosarului. Deci nu influențează cu nimic. Cei care au cerere mai veche au întâietate. Asta este clar și rezultă acum din... Vă rog, domnul Bodaș, lăsați să răspundă domnul Bodaș. Nu fierde nimic și să vă gândiți că printre cei cu cereri mai vechi avem două cazuri, așa am înțeles ieri de la patrimoniu, care între timp persoanele respective, tinerii respectivi și-au găsit de muncă în altă localitate decât municipiul Pașcani. Deci îi discriminăm din start și pe cei cu cererile vechi, domnul Bodașca. Domnul Râsnic, vă rog. Asta vreau să precizez și eu, că să nu exagerăm, sunt doar două cazuri de genul ăsta, dintr-un total de 30 de dosare care sunt depuse la momentul ăsta și 20 care îndeplinesc criteriile. Deci sunt doar două dosare. Nu cred că, dacă să spunem că ar fi 10-15 cazuri de genul ăsta, poate ar avea rost, să spunem, sau un număr de 40-50% din total dosare să fie în cazul ăsta, ar avea rost să schimbăm lucrul ăsta. Dar pentru două dosare e prea puțin, credeți-mă, și nu văd rostul. Și exact cum a spus și colegul meu, cred că discriminăm pe cei care, să spunem, au întreaga activitate în oraș. E o opinie. Acum fiecare poate decide cum dorește dumneavoastră. Doamna viceprimar, vă rog. Vreau să-l întreb pe domnul consilier Râsnic dacă ar fi în situația celor două persoane, cei doi tineri, care aveți dosarul depus deja și așteptați o locuință anele de ani de zile, vi s-ar părea corect să fiți eliminat acum? Haideți ca să vă și răspund. Ei nici acum nu sunt calificați. Adică ei nu sunt eliminați de nicăieri. Nu știți. Cum? Ce nu știu? Nu știți că... Păi dacă ei lucrează în altă parte, nu-i logic că nu intră dosarul? Nu-i logic că nu intră dosarul, dacă ei acum pe criteriile actuale și lucrează în altă parte, ei nu se încadrează, nu fac scoring-ul. Vă rog, doamna viceprimar. Numai o secundă, că să fac o precizare. Deci noi nu ne jucăm în fiecare an cu modificarea grilei. Anul trecut s-a modificat legea anelei, de aceea ni s-a solicitat, pentru că s-au introdus niște criterii în plus, dacă vă aduceți aminte, a fost obiectul unui proiect de hotărâre, și ni s-a solicitat revizuirea listei și criteriilor conform noii legi. Deci nu putem spune că azi nu aprobăm, lăsați că o să mai vedem noi după. Nu. Acum trebuie să decidem și acum trebuie să aprobăm. La anul nu cred că mai putem interveni cu o nouă solicitare. Mulțumesc. Domnul Olariu, vă rog.
Da, îmi pare rău, dar trebuie să-i dau o dreptate și doamnei viceprimar și domnului Haldan, pentru că știți ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă? Vă rog să-l ascultăm pe domnul consilier. Cum spun eu, în momentul când, dacă ați citit acele criterii, acei cetățeni care au depuse, cum spun eu, cererile sau dosarele, sunt deja cetățeni ai municipiului. Ei deja plătesc, pentru că dacă nu ai un an de zile de când locuiești în Pașcani, cum spun eu, nu te califici. Ei, fiind cetățean al municipiului Pașcani, chiar și de un an, de doi, de trei, de cât vreți dumneavoastră, plătind taxe și impozite, nu cred că poți să le elimini. Da. Și ca să ieșim din zona asta scepticismului, aș avea rugămintea la doamna viceprimar, nu știu cine acolo în comisie, să, la momentul în care o să facă această departajare, să cheme și un consilier din partea opoziției ca să nu mai fie nicio discuție. Atunci nu văd unde este problema. Mulțumesc. Vă rog, doamna. Vreau să fac precizarea că sunt doi reprezentanți ai opoziției și... Da? Da. Domnul Ciurlic s-a înscris la cuvânt la punctul acesta. Vă rog. În 2012... Scurt și la... Nu, în 2002, inclusiv 2014, am depus și eu cerere pentru o locuință ANL. Soția mea este medic stomatolog la Stolniceni. Din cauza acestui criteriu, noi nu am primit, pentru că ea avea serviciul la Stolniceni, iar eu în Pașcani. Sper să nu vă opuneți aici. Da, mulțumesc, domnul Ciurlica. Dacă mai sunt întrebări, discuții la acest proiect, dacă nu o să pun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 6 abțineri. 11. Mă uimește pentru că în comisie reprezentanții opoziției ați votat atât. Proiectul a trecut. Trebuia să fiți consecvenți cu care dumneavoastră ne-ai numit. Nu este, vedeți și votarea. Dar vă răspunde doamna secretară dacă... Deci vă rog. Ați votat în decembrie hotărârea pe care o modificăm acum. Amintiți-vă cu câte voturi. Nu este o hotărâre de patrimoniu. Aceste locuințe, aceste blocuri nu sunt în proprietatea municipiului Pașcani. Deci proiectul a trecut cu 11 voturi, da? Mergem la următorul. 11. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru colectarea transportului și depozitarea deșeurilor de pe teritoriul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Nefavorabil. Comisia juridică, aviz nefavorabil. Dacă sunt întrebări, discuții la acest proiect... La acest punct s-a înscris de la începutul ședinței. Domnul Bulea, vă rog, scurt și la proiect. Scurt, da. Am cerut scurtul trecut, stimați consilieri, să veniți cu lista celor care nu au contracte. Să cereți. Să cer eu, mă duc la eu, ca să nu să cer. Era puțin. Statul ăla, ascultați. Dumneavoastră am spus eu, rândul trecut, că aveți în rândul dumneavoastră doi consilieri care nu au contracte în regulă. Îi știți? Vreți să știți? Dacă nu vreți să știți, să spun eu numele? Dar nu știu, e la proiect, deci nu găsesc. La proiect discutați. Deci, la proiect, a fi de acord cineva ca să, la ora actuală, să mai mărim prețul de la aproape 15 lei, să ducem la 20 și ceva, e o catastrofă, oameni. Dacă nu sunteți de acord, dacă eu am devenit. Mulțumesc. Domnul Popa, vă rog. Eu vreau să vă spun că la ora actuală prețul de 13 lei pe persoană în municipiul Pașcani este... 11, mai, ești la 11. București are 9,50 lei, Brașovul are 9,10 lei, Sibiu 9,16 lei, Suceava 7,70 lei, Bacău de alături are 12 lei pe apartament. Dacă tot nu reușiți, aveam o propunere, poate vă inițiați un proiect de hotărâre, dacă tot nu se reușește să obligi pe tăți la încheiat contractul de salubritate, cum e normal fiecare cetățean, socotiți numărul de locuințe care sunt Pașcani, aveți evidența la finanțele publice și stabiliți că sunt atâtea persoane, 40.000 de persoane, 20.000 de locuințe, vin 2,2 persoane pe locuință și împărțiți, mulțiți cu 13 și vă dă suma, cât 30-40. După aia o să sară și ceilalți care au o locuință și nu stau în ea. O să fie o problemă de genul ăsta. Dar poți să-i pui și eu la o taxă mai mică, eventual puteți lăsa acolo, în sensul că voi la care nu stai acolo nu-și faci curat în locuință? Nu vine și farmul faianța și văruiește
casa și după aia se duce și depozitează noaptea tot la ecosalubritate și care ăștia cu mașinile, nu știu unde se duc. Bine, domnul, lăsați-mă. Și a doua propunere, deci de vreo 2 ani de zile sau un an, poate mă înșel eu, tot se spunea că se vor face lampi de selectare a gunoiului, municipiul Pașcani. N-am văzut niciun studiu de fezabilitate, nici o alocare a unui spațiu unde se depoziteze gunoaie, să selecteze, să se colecteze selectiv, să sorteze. Și mai este o problemă. Și așa de greu? Mie nu mi se pare atât de greu să mă duc să vopsesc containerele alea care le-am acum, să scriu pe una sticlă, pe una metal, pe una plastică, doar atât de mult. Vă rog să nu întrerupiți. Ce anume? Când nu exemplu Iașul. Da. Deci le iau pe alea și le selectez, fac o, știu, o campanie de conștientizare a cetățenilor că o să-i coste mai puțin dacă se duc, să duc cu noi în mod selectat, îi lăs o lună, două luni, după aia pun pe domnul de la poliția locală. Vă rog să nu rupeți. Pe care nu înțelegi după două luni zile și l-am prins cu punga de gunoi menajer aruncând la hârtie sau așa, îi dau amenzi destul de usturătoare ca să nu să-i treacă cheful de al doua oară și să intri în fondul ecosalubritatea. Mi se pare că se poate rezolva. Am înțeles, domnul Popa. Mulțumim. Domnul Râsnic se a scris. În legătură cu acea platformă model care trebuie făcută și care a fost bugetată la începutul anului trecut și eu am atras atenția în Comisia Economică și nu înțeleg, e o singură platformă model, nu s-a putut face, nu pot să înțeleg de ce, dar na, probabil că executivul va răspunde într-o zi și la întrebarea asta. Doi, legat de acest proiect, cred că atât Consiliul de Administrație cât și conducerea executivă a CLP Ecosalubritate trebuie să plece cât mai urgent, pentru că e clar că sunt depășiți de situație. Nu se poate ca la orice problemă care apare în desfășurarea activității acestei societăți să vii în Consiliul Local cu creștere de preț. Nu înțeleg dacă n-a trecut creșterea de 90 de bani, cât a fost încercată ultima oară, acum vii cu o creștere de aproape 7 lei. Nu înțeleg ce-i în mintea Consiliului Administrației și a managerului acestei societăți și de asta cer imperativ ca atât dumneavoastră cât și noi să fim de acord cu dizolvarea Consiliului de Administrație și implicit a managementului acestei societăți, pentru că e clar că sunt depășiți și cred că acum dacă să o discutăm și din alte puncte de vedere, cred că face rău și dumneavoastră actuala conducere. Nu știm de ce oamenii ăștia mai rămân la acolo. Proiect. Nu, la proiect. Discutăm și la raport, când o să ajungeți la raport. Dar acum efectiv e proiect. Păi da, e o consecință a încercării dumnealor, ce spun eu acum. Și de asta vă rog și pe dumneavoastră și sper că să găsim o soluție să schimbăm conducerea acestei societăți, pentru că e clar că e depășită. Mulțumesc. Da. Domnul Haldan, vă rog. Noi am discutat proiectul ăsta destul și în cadrul Comisiei Economice și, mă rog, și în cadrul proiectului se motivează că se încearcă aplicarea Ordinului Ministrului numărul 2413 din 21 decembrie, prin care se impune o taxă, dar pentru care nici n-au fost norme de aplicare. Mai mult decât atât, nu există un temei legal care să justifice introducerea în preț a taxei respective și nu se specifică cine trebuie să suporte taxa respectivă. Cine o plătește? O plătește primăria, o plătește Consiliul Local, o plătește prestatorul de servicii, cetățeanul. Cine suportă banii ăștia? În afară de asta, se mai motivează și hotărârea de guvern numărul 1 din 6.1.2017 privind stabilirea salariului de bază minim. Pentru câte persoane lucrează la colectare, care au salariul minim, este vorba de 6 persoane, celelalte fiind la măturarea stradală. Deci e altă activitate și care nu poate fi contravaloarea dusă pe cetățean care căruia îi se colectează gunoiul menajer. Cred că sunt destule alte soluții manageriale prin care să se suporte cei 1200 de lei lunar din alte activități, din, știu eu, un management performant
se poate face fără a umbla la tariful respectiv. Cred că mi se pare un proiect care nu poate fi aprobat sub nicio formă. Da, personal nu sunt de acord cu... Mulțumesc. Domnul Olariu, vă rog. Da, din punctul meu de vedere, eu cred că acest proiect nici nu trebuia să fie astăzi pe ordinea de zi și vă dau și două motive. Unu, pentru că domnul primar în campanie electorală spunea că va scădea prețul de la 13 lei la 8 lei, nu să-l crească de la 13 la 21 cu 8 lei. Deci dacă cineva știe altceva, să mă contrazică. Doi, în afară de faptul că acest preț este mare și din cauza managementului de la Ecosalubritate. Vă dau doar un simplu exemplu. Domnii de la Ecosalubritate au plătit pentru închirierea auto, da, doar în 2016, suma de 591.700 de lei. În condițiile în care un cap tractor și cu tocul basculant aferentă, da? Pentru că, ținând cont, aici fac o paranteză, ținând cont că era doar o cursă pe zi sau două maxim. Deci o putea foarte bine să o facă o singură mașină. Și vă spun, prețul nou a unui astfel de utilaj este 520. Deci ne-ar fi rămas lejer 70.000 de lei într-un singur an. Deci ținând cont că, din punctul ăsta de vedere managerial, sunt praf. O să discutăm la proiect, doar de raport. V-am spus motivele prin care acest proiect nici nu ar fi trebuit să fie pe masă, da. Pe masă consiliilor astăzi. Da, mulțumesc. Domnul Avramiu, vă rog. Mă fac eu cu oamenilor din zona Valei. Am fost un pic și la seară și azi dimineață și acolo stau de obicei oamenii în grupuri, discută nu numai chestiuni sociale, și politică, de ce vrea să discută. Eu fac ecolo și spun că sunt total dezacord cu propunerile făcute, pentru că îmi amintesc, poate un minut atât vă țin, cu vreo 40 de ani în urmă citeam prin Scânteia că să ferească Dumnezeu un an de-a crescut prețului 1%. Și plângeam din imperial și domnule ce vreau o duc aia. Și noi suntem acum prețul cu 45%. Este, pentru mine este din neînțeles, mai ales că în București sunt sectoare în care prețul este cam din 3 ori mai mic decât aici. Văzut. Este foarte adevărat, sunt probleme pe transportul departe, însă acest cui al lui Pepera trebuie să-l rezolvăm odată, pentru că trebuie văzut ce vom face cu această situație deplorabilă. Mulțumesc, domnul Bodașca. La mine se pare o lipsă de politețe, dacă nu să spunem altfel, pentru că cei care au inițiat proiectul, da, domnul primar, domnul director, n-au venit să-l susțină, să ne spună, poate noi nu înțelegem, poate ne spuneau că acest proiect este argumentat, nu știu. Și apoi trebuie să înțelegem, eu nu sunt economist, da? Toată lumea mă critică pentru faptul ăsta, dar înțeleg și eu o regulă simplă. Când mărești taxe, prețuri, crește evaziunea. În clipa în care vom ajunge la acest preț de 20 de lei sau oricât, vom avea și mai puține încasări. Trebuie să înțeleagă bine cei care conduc societatea. Nu poți să faci încasări mai mari, mărim prețul. E o politică sinucigașă. Deci dacă cineva urmărește să ducă în faliment această societate, așa cum am eu bănuiala, asta e singura soluția cea mai simplă. Să mărești prețul, îți scad încasările, intri în faliment. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, haideți, domnul Ciurlec, nu v-ați înscris la începutul ședinței, dar... Scuzați, da. Mama mea, cu indexarea asta care a fost făcută la pensii, a primit 20 de lei. 5%. A fost cadru didactic. Și a primit 20 de lei. Dacă numai de la gunoi a 10 lei, ea nu s-a bucurat o lună de indexare. Am înțeles, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, oricum nu suntem de acord, așa. Discuții, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17 împotrivă. Proiectul nu a trecut. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare numărul 19.534 din 3.10.2012 încheiat între Municipiul Pașcani și SCCLP Ecosalubritate. Avizul comisiilor, vă rog. Aviz nefavorabil Comisiei Economice. Comisia Juridică, aviz nefavorabil. Urbanism? Deci mie, noi o să ne abținem la acest proiect. Acest proiect n-a fost pus
pe ordinea de zi, în dezbatere la Comisia de Patrimoniu. Ecologie, mediu, patrimoniu. Nu cred că poate fi aprobat fără să aibă aviz de la Comisia de Patrimoniu. Dacă ne uităm pe contractul de legare, vedem că a fost luat cu două treimi. Deci a fost o scăpare, a fost o neglijență, a fost cu bună intenție, nu știu. Dar eu nu cred că putem aproba acest proiect decât cu două treimi și trebuie să aibă obligatoriu aviz de la Comisia... N-a venit să aibă raport de la Comisia de Patrimoniu. Aviz de la Comisia de Patrimoniu, da? Cred... La comisie. În comisie n-a fost, n-a primit aviz. N-a fost pus, cu toate că actul, contractul de delegare este aprobat cu două treimi, dacă vă uitați mai jos, da? E aprobat cu... Este un proiect de un act adițional care modifică un contract de delegare ce vizează patrimoniul municipiului. Cred că ar trebui obligatoriu să aibă aviz de la Comisia de Patrimoniu. Vă răspunde doamna secretară acum, domnul Bodașca. Închide, domnul Bodașca. Da, scuzați. Actul adițional numărul 2 la acest contract de delegare și el, dacă se va vota, se va vota cu două treimi. Pentru că așa s-a votat contractul de delegare, dar să nu uităm că la momentul votării contractului de delegare vorbeam despre niște bunuri din patrimoniul OAT care trec la ecosalubritatea, iar aici ceea ce se modifică nu are nici o legătură cu patrimoniul. Acesta este motivul pentru care nu s-a solicitat avizul comisiei. Asta nu înseamnă că dumneavoastră nu vă puteți exprima aici părerea, discutând prin vot sau prin orice altă modalitate legală. Domnul Toma, vă rog. Da, părerea mea e că atât timp cât s-a votat într-un anumit fel și cu anumit număr de voturi și cu anumit număr de avize, așa trebuie să urmeze și actul adițional. Ajungem în situația în care facem acte adiționale cu jumătatea simplă, cu majoritatea simplă a consilierilor, deși contractul de primul act e făcut cu două treimi, să ajungem în alte situații. Deci dacă... Și aici, am spus. Și atunci de ce nu trebuie aviz la patrimoniu, dacă la primul a trebuit? Păi, actul adițional... Dar nu contează ce... N-are nicio legătură ce să spună patrimoniu vis-a-vis de ce scrie în actul adițional. Care ar fi opinia patrimoniului? Deci votul va urma hotărârea principală, fără discuție, două treimi. Deci fără discuție, votul va fi tot cu două treimi. Dar ce se exprime compartimentul patrimoniu vis-a-vis de modificările care se aduc? Dacă dumneavoastră îmi puteți spune, poate m-am greșit și atunci... Codrin, vă rog. Bun. Deci asta a fost opinia mea. Același proces ca la primul... Deci, vă rog să nu întrerupeți. Atât timp cât e un act adițional la un contract ce vizează patrimoniu, orice decizie ei pe acel contract trebuie avizată de ce... E de patrimoniu. Îi se scad veniturile, da? Îi se iau un obiect de activitate, doamna secretară, îi se scad veniturile societății. Vizează patrimoniu sau nu? Îi se limitează durata contractului. E de patrimoniu? Lăsăm fără obiect de activitate acea societate? Deci, putem continua. Vă rog, doamna secretară, dacă vreți să răspundeți. Cu scăderea veniturilor, nu știu la ce vă referiți, dacă e vorba despre activitatea de ecarisaj, cred că știți foarte bine că n-au încasat nimic de la noi. Deci sunt niște modificări care trebuiau făcute ca să se intre în legalitate și în normalitate și să fie în concordanță cu realitatea care există. Da. Bun, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, discuții aici? Nu? Și am să mai spun, dar nu m-ați lăsat să termin. Având în vedere că toată lumea, deci toți consilierii locali au primit aceste proiecte de hotărâre, nimeni nu v-a oprit să solicitați să vă dați avizul și pe acest proiect. Nu era nici o problemă. Absolut nicio problemă. Da, mulțumesc. Domnul Vântur, vă rog. La... Am înțeles că această modificare va lua ecarisajul de la ecosalubritate. Este o abilitate. Da, bine, mulțumesc. Domnul Râsnic, vă rog. Apropo, tot ce zis. Vă rog să nu întrerupeți, domnul Râsnic, vă rog. Apropo de serviciu de ecarisaj, acum intrăm un pic pe fondul, să spunem, proiectului. Cred că, mai ales în vederea... Dacă luăm în considerare ce se va întâmpla cu ecosalubritatea și anume că
sunt șanse mari ca în viitor să piardă serviciul de colectare și transport gunoi. Cred că acest serviciu de ecarisaj ar trebui să rămână totuși în cadrul ecosalubritate, iar pe viitor chiar să-l și presteze, pentru că acolo, în interiorul societății comerciale, au și spații unde s-ar putea construi un padoc pentru câini. Vor avea și personal care va rămâne, să spunem, disponibil după delegarea serviciului de colectare și transport. Și atunci cred că pe viitor ecarisajul va fi bine de făcut tot de această societate, dar în mod profesionist și nu, cum să spunem, cum se face acum, destul de haotic și întâmplător. Iar referitor la clauza prin care în momentul în care se vor face licitațiile, contractul de delegare pe serviciul de colectare și transport va înceta automat, eu cred că n-ar trebui să ne pripim și să avem răbdare să vedem în ce condiții se va face acest lucru, pentru că dacă noi votăm această clauză, iarăși ne vom trezi în situația pe care am fost la Apa Vital, și anume de a fi cu mâinile cumva legate, neavând niciun argument de negociere. Pe când așa, dacă clauza asta va rămâne, având în vedere că el este pe încă foarte mulți ani valabil, atunci vom putea negocia cu cei care vor câștiga licitațiile pentru a avea condiții foarte bune de colectare și transport al deșeurilor din municipiul Pașcani. Mulțumesc! Doamna viceprimar, vă rog să-i răspund. Activitatea de ecarisaj a fost preluată de către primăria municipiului Pașcani, deoarece costurile atunci când era la ecosalubritate erau foarte mari. Doi, activitatea de ecarisaj nu se face haotic și întâmplător. Și vă invit dimineața la 7:30 să plecați colegii mei pe teren să vedeți ce înseamnă activitatea care se desfășoară în primărie și să verificați și registrele și cu toate evidențele care sunt în primăria municipiului Pașcani. Domnul Haldan, vă rog. Da, trebuie să-i aduc aminte domnului Vântur, că mi-aduc aminte că era în ședință atunci, când s-a venit cu o propunere vis-a-vis de taxa pentru fiecare câine, care trecea de 250 de lei, deci de 2.500.000, care o cereau cei de la ecosalubritate. Deci atât spuneau că sunt costurile lor pentru a prinde și așa, lucru care noi nu l-am aprobat atunci, și dacă noi nu l-am aprobat, ei n-au mai prestat serviciul ăsta și am fost nevoiți să facem respectivul serviciu cu oamenii de la gospodăria comunală. În ceea ce privește locația unde poți să faci adăpost pentru câini, nu se face la întâmplare, sunt niște reguli impuse de legislația în vigoare și urmărite de către Direcția Sanitar-Veterinară, unde sunt distanța față de locuințe și multe, multe alte lucruri, trebuie să îndeplinești niște condiții, nu le faci la întâmplare. Deci, ca atare, este un lucru care nu se poate face haotic. Se poate haotic, îi prinzi și îi duci la fălticeni, de exemplu. Dar e prea aproape și vine înapoi. Nu. Deci, dacă vrei să faci cum trebuie un serviciu, și aici, în cadrul gospodăriei comunale, sunt niște costuri, dar sunt sub control. Deci, aici se cumpără ceea ce trebuie, oamenii noștri fac ceea ce trebuie, există registre, există evidență, totul este sub control. Că nu se reușește, într-adevăr, să se stârpească orașul de acești câini, să nu uităm un lucru, că și noi suntem vinovați, să nu zicem că alții, că poate și printre noi sunt, care iubesc un câine care e liber în stradă, îi dau și de mâncare și când vin băieții să-l prindă, lasă-l că ăsta e a meu. Păi nu te supăra, e perioada împerecherilor la câini, știe toată lumea că să haide mari, e ceva natural, deci nu trebuie să ne ferim de adevăr. Când sunt în perioada asta, gândiți-vă că dacă trece un copil, trece un bătrân, chiar aseară am văzut o femeie care a arătat o mușcată de un câine la un bloc care era sub balconul ei, îi dădeau alții de mâncare, iar femeia s-a dus să facă ordine în grădinița aia și n-a știut care căței și o mușcată de era în spital, vai de capul ei. Nu trebuie să privim cu ușurință lucrurile și să le tratăm ca atare. În schimb, în momentul de față, e o situație care este un pic câș, să spunem așa. Am delegat serviciul lui
ecosalubritate, dar îl facem noi. Păi cum vine asta? Nu e normal dacă el nu-l face să-l iau de acolo înapoi ca să justific faptul că-l fac eu? Despre asta e vorba, nu despre altceva. Cum să-l las acolo dacă el nu-l face? Că a venit atunci, că îl costă, medicul costă atât, șoferul costă atât, trebuie unul cu pușca, nu știu cu ce, mai trebuie doi care să, nu știu ce să-i facă la cățel și așa mai departe. Era o echipă care, nu știu, zău, chiar n-am putut să, chiar dacă erau oamenii noștri, că mulți ne acuză, bă, ăștia-i țină în spate. Ei, să nu credeți că suntem de acord cu niște enormități dintre astea care nu se justifică. Chiar n-am fost de acord, de aici, din cauza asta se vine acum cu acest proiect și cred că este justificat. Cu anumite intervenții, dacă vreți, chiar mi-aduc aminte că domnul Codrin Toma voia să facă o propunere. Da, mulțumesc. Vă rog, domnul Toma. Da, scurt. Gata. Da, din punctul meu de vedere, proiectul are decât un singur articol care ar trebui să rămână. Pentru populație, factura se va emite lunar. Atât. Restul, să vină inițiatorii proiectului să-l modifice în felul în care consideră dumnealor și să-l supună la vot. Pentru că articolul 5, în care se spune că... Așa, la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate pentru serviciu de management integrat de deșeurului SMID, se va înceta contractul de delegare. Și eu am aceeași părere, că nu e corect. Astăzi se anunță o licitație pentru delegarea unui serviciu de salubritate care poate să dureze 2 luni sau un an, cu toate formele de atac în instanță. Și atunci ce fac? Încetez contractul. La data semnării cui? Am primit o hârtiuță pe mail în care mi s-a spus că ar trebui ca să aibă criterii de participare la licitație să fie încheiate contractele la data încă la care vrea să participe la licitație SCCLP. Așa e? Sau nu e așa? Cu zi înainte de licitație cu o zi înainte de licitație? Păi nu, dar ieri ne-a spus că e un criteriu prin care SCCLP cu stabilitatea poate fi eliminată de la participarea la licitație. Așa a spus. Asta nu-i corect. Eu nu sunt de profesie, nu am legătură așa de mare cu ce înseamnă salubritatea și cu actele care se fac. Eu de bun ce mi se spune în comisie. În comisie mi s-a spus așa, eu nu pot să fiu de acord să încheie un contract în ideea în care o să particip eu la o licitație. Când? Voi vedea eu. Nu pot să fac așa ceva. Și celelalte, asta, articolul privind ecarisajul, la fel, nu e bine formulat. Sincer, nu cred că trebuie noi să aducem proiectul de hotărâre la forma perfectă sau perfectibilă, atât timp cât domnii care l-au redactat l-au scris așa, ca să fie scris. Eu nu mă feresc să spun. Asta e scris ca să fie scris. Adică dacă ne prindeam bine, nu ne prindeam și îl votam, mergea. De ce să reduc penalitățile la 0,04 pe zi, la 0,02? Care e logica? Unde este trecut în expunerea de motive? O explicație logică. Eu tare aș vrea să văd explicațiile astea să fie, bineînțeles, și a meu, și a domnul Râznic, și a domnul Bodoașcă. Nu că având în vedere prevederile și având în vedere două puncte, dispunem. Renunțăm aia. De ce? Care e logica? De ce trebuie să renunțe la 004, să trec la 002 penalități? Care e resortul care a dus la hotărârea asta? Nu înțeleg. Da. Eu poate o fi mai greu de cap. Mulțumesc. Vă răspunde doamna secretar acum. Aceste modificări, o parte dintre ele, s-au făcut la solicitarea celor de la Ecosalubritate. Eu presupun acolo cu penalizarea că dumnealor nu au înțeles tocmai bine prevederile codului fiscal, dar trebuie să înțelegeți un lucru. Dumnealor solicită ceva. Primarul nu este factor de decizie în această situație. Are obligația să aducă în fața Consiliului Local solicitarea, iar Consiliul Local să o analizeze și să dispună în consecință.
Deci nu spune nimeni că dumnealor nu prea au justificat, cel puțin ceea ce ține de această majorare, cu care, sincer, nici eu nu sunt de acord, nu am înțeles-o nici eu. Nu știu de unde. Majorările sunt majorări în codul fiscal, penalitățile sunt penalități. Se pare că... Pardon, micșorare. Presupun că au confundat. În rest, nu înțeleg ce se întâmplă, de ce nu sunteți de acord cu ceea ce ține de câinii comunitari. Mâine o să vină și o să spun, nu, plătiți-ne și plătiți-ne și din urmă, că avem un contract de delegare. Cu acel articol în care se înlocuiește vechiul director de acum nu știu cât. Da, e o chestiune normală, ai un contract pe cineva și semnează actele altcineva. Deci astea sunt niște corecții de bun simț, eu așa le văd. Celelalte le analizați dumneavoastră. Cel cu semnarea contractului de delegare. Deci semnarea contractului de delegare înseamnă finalizarea licitației și semnarea contractului. Nu înseamnă că dacă eu astăzi am o licitație, din secunda 1 am renunțat la serviciile celor de la Ecosalubritate. Nu. Până nu se finalizează și nu se semnă. Cu contestații, cu absolut tot ce se întâmplă. Acum, repet, dumneavoastră apreciați oportunitatea și necesitatea așa cum considerați de cuvință. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Domnul Resnic, vă rog. Doamna secretar, noi ne cerim scuze că avem opinii. Da, dacă nu înțelegeți dumneavoastră, eu cred că e simplu de înțeles de ce și domnul Toma și eu am avut această opinie referitoare la încetarea contractului odată cu licitațiile. E foarte simplu de înțeles. Doi, în legătură cu, ca să răspund și domnul Hadan, în legătură cu ecarisajul și dumneavoastră, acest serviciu... Nu am răspuns de la dumneavoastră. Gata, vă rog. Nu, ok. Vă rog, domnul Răstic, continuați. Votul meu e. Vreau să vă spun că avem situația de la Presta Paserta, care i-a lăsat fără obiecte de activitate. Dacă și pentru SECE Ecosalubritate o să le luăm atât serviciu de colectare și transport gunoi și ecarisajul și vor rămâne doar probabil cu măturatul sau cu ceva, nu cred că va fi benefic pentru viitorul societății. Iar în legătură cu faptul că ei ne-au cerut prețuri foarte mari, nu știu, discutăm de ecosalubritate de parcă ar fi o societate de la Galați cu acționariat privat și asupra căreia nu există niciun control. Pe același principiu, ei pot să vină să spună că vor colecta gunoiul 30 de lei de persoană și dacă îi plătim bine, dacă nu mai colectează gunoiul. Exact același lucru ca aici. Adică noi prețul pentru strângerea fiecărui câine și efectuarea tuturor operațiunilor prevăzute de lege, îl impunem tot noi. La fel cum impunem și prețul pentru gunoi. Nu vă supărați. Adică nu pot ei să ne ceară câți bani vor ei. Și atât timp cât avem dovada, după cum spuneți și dumneavoastră, spuneți și doamna vice, că această operațiune se face cu costuri mai mici la consiliu, în cadrul gospodăriei comunale, cred că, având experiența asta, putem să oferim acest serviciu celor de la Ecosalubritate și avem și prețul și va costa mult mai puțin. Dar trebuie să gândim un pic și în viitor. Peste jumătate de an, un an, ei nu vor mai avea serviciu principal care le aduce acum finanțe. Dacă le luăm și ce mai pot face ca să-și întregească veniturile pe viitor, înseamnă că și această societate va ajunge în situația celor de la Presta Paserv și nu cred că este bine pentru că vor veni iar datorile în spatele Consiliului Local. Părerea mea că trebuie să o gândim un pic și în viitor. Dacă dumneavoastră vreți să o gândiți doar pentru acum, e alegerea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai sunt întrebări, discuții, dacă nu supun proiect, vă rog, domnul Toma. Nu a fost bine ce am înțeles din adresa către UAT Municipiu Pașcanea SECE CLP Ecosalubritate SA din 13, cred că a doua aici, 2017, prin care îmi spune așa domnii de la CLP Ecosalubritate. Având în vedere și răspunsul primit de la ADIS Iași, adică de la NRSC, SECE CLP Ecosalubritate SA Pașcan poate participa la licitațiile de atribuire a contractului de delegare sub condiția ca toate contractele care le-au fost încredințate direct să înceteze la data intrării în vigoare a contractului ce urmează a fi atribuit prin licitație, se impune... așa, asta e una. Da, stați așa. Nu, stați așa. Ori nu, domnul care consideră juridic, Irina Bucovanu, nu
o copie a contribuției din adresa de la ADIS, care spune așa, menționăm că prevederea articolului 28 din legea 51/2006 privind restricția operatorilor care beneficiază de contracte atribuite direct de a executa în același timp contracte atribuite în baza procedurilor competitive este conform cu dispoziția articolului 31 din legea 98/2006 privind achiziția publică și din legea 100/2006 privind concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii. Adică, să înțeleg că ne-au trimis două adrese și să tragem de concluzia? Concluzia care o trag eu, că nu trebuie să pun articolul ăsta niciodată în actul care vrem noi să-l adoptăm azi. Nu sunt obligat. Eu așa înțeleg. Dacă doamna juristă de la salubritate a înțeles altfel, problema e, eu nu pot să votez așa. Eu înțeleg că nu sunt obligat să-l anulez. Că doamna a înțeles altceva. Spun așa, prin urmare, societății cu capital social integral public pot participa la licitațiile de atribuire a contractului de delegare sub condiția ca toate contractele care le-au fost atribuite direct să înceteze data intrării în vigoare a contractului ce urmează a fi atribuit prin licitații. Deci nu înainte. Deci nu înainte. Deci nu înainte. Ei când o scriu acolo, scriu ca și cum ca să particip trebuie să anulez toate contractele. Asta înțeleg eu, poate înțeleg greșit, nu știu. Bun. Vă mulțumesc. Doamne, deci așa scrie. Mulțumesc. Da, dacă mai sunt întrebări, discuții, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 10 abțineri, restul împotrivă. Proiectul nu a trecut. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții DALI și a serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice, creșa numărul 1 și grădința cu program prelungit numărul 2, strada sportului numărul 11, Pașcan, județul Iași. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică a disfavorat. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. 17 voturi. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții DALI și a serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice, clădire, sediu și remiză PSI, strada Ștefan cel Mare, numărul 7, Pașcan, județul Iași. Avizul comisiilor, vă rog. Dacă sunt întrebări, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul a trecut. 17 voturi. 15. Proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum local pentru consultarea cetățenilor municipiului Pașcani în legătură cu renunțarea municipiului Pașcani la serviciile operatorului SECE Apa Vitale SA Iași și retragerea din Arsaci, Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Iași. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz nefavorabil. Comisia juridică, aviz nefavorabil. Dacă sunt întrebări, inițiatorii, dacă doresc, vă rog, domnul Bodașca. Vreau să fac un amendament. La articolul 3 se aprobă stabilirea zilei de duminică 6-11, deci a trecut, da? Trecem în ziua de 4 iunie 2017. Deci la articolul 3, da? Ora... 4 iunie, ați spus? 4 iunie 2017. Articolul 3. Da. Dacă mai sunt întrebări, discuții, dacă nu supun la vot amendamentul la articolul 3 din proiectul de hotărâre, se modifice stabilirea zilei de duminică din 6-11-2016 în 4-5-2017. 4, a 6-a, da, 2017. Cine este pentru? Pentru amendament, că am spus amendamentul la vot. Împotrivă? Domnul Pintilii, cum votați? Abțineri? Două abțineri. Deci amendamentul nu a trecut. Deci amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru?
Dar am dat cuvântul domnului inițiator, i-am zis. Vă rog. Cine dorește să ia cuvântul acest? Două minute, nu vă rog. Vă rog, domnule. Vreau să spun că la momentul delegării serviciului, noi am considerat că s-a făcut o nedreptate cetățenilor orașului, pentru că dânșii sunt beneficiarii serviciului, dânșii plătesc și mi se pare normal să îi întrebăm despre soarta acestui serviciu. Mai ales acum, după o perioadă de timp, 3 ani de zile, au avut serviciu și la Preservapa, acum au și de la Apa Vital. Nu vă ascund faptul că o parte din cetățeni sunt mulțumiți, o parte nemulțumiți, dar eu consider normal să îi întrebăm pe toată lumea. Nu mai spun de faptul că astăzi avem și condiții de reziliere a contractului, dar asta face obiectul altei discuții. Cât privește referendumul, noi ne dorim să aflăm gradul de mulțumire al cetățenilor. Mulțumesc. Mulțumesc. Altcineva? Domnul Râsnic. Apropo, mă întreba, că acum am făcut o analogie, mă întreba doamna viceprimar cum aș fi simțit dacă aș fi în locul unul din celor două persoane care au dosarul la ANR la proiectul anterior. Eu vă întreb, doamna viceprimar, cum v-ați simțit dacă n-ați avea apă de 3 luni? Cum sunt cazuri în oraș. Problemele cu apa la nivelul orașului Pașcani și problemele cetățenilor sunt parțial rezolvate, dar sunt încă și foarte multe probleme. Atât în relația prestator-client, și aici mă refer la populație, cât și în relația UAT Pașcani cu cele două instituții, și aici mă refer la Arsace și la Apa Vitală. Avem foarte multe procese pe rol. Cred că este normal ca într-o situație de nemulțumire, atât în fie și parțială, atât în cele două tipuri de relații, cred că este normal să întrebăm oamenii ce vor pentru viitor. Noi aici cumva suntem reprezentanții cetățenilor, dar sunt și putem și luăm hotărâri lună de lună în numele dumnealor. Hotărârile mai mult sau mai puțin importante, dar sau care îi afectează mai mult sau mai puțin direct sau indirect. Problema Apa Vital afectează pe absolut fiecare cetățean din orașul Pașcani. Eu nu vreau să intru în detalii acum legate de investiții. Nu vreau să intru... Nu, putem discuta și cred că va începe o discuție care poate dura ore. Da? Legat de investiții, de contractare, de... Și s-au făcut discuțiile astea de 3 ani. Tot se fac, atât în mediul public, cât și în fiecare individual. Doar că nu văd de ce sunteți atât de porniți împotriva opiniei populației. E un referendum consultativ, da? El nu este obligatoriu. De ce vă... E ca o, nu știu, aveți o repulsie așa față de părerea oamenilor. E doar o părere. Oamenii spun dacă sunt mulțumiți sau nemulțumiți. La un astfel de referendum, nu știu, mai putem veni cu alte întrebări și pe alte probleme din orașul Pașcani. Și astfel putem avea un punct de plecare în prioritizarea problemelor. Nu știu de ce sunteți atât de pornit. Cred că pentru a afla părerea oamenilor este foarte important să avem acest referendum. V-am zis, nu este hotărârea acestui referendum nu este obligatoriu de pus și în practică. Dar putem avea un punct de plecare și să vedem, domnule, dacă sunt 60% din persoane nemulțumite. Haideți, domnule, la Apa Vital, să vedem cum le putem rezolva. Nu neapărat trebuie să plece mâine Apa Vitalul. Dacă... De ce râdeți, domnule? Întrebarea spune... Păi dacă 60% hotărăți că trebuie să ieșim din Arsacis și să renunțăm la Apa Vital, asta înseamnă că sunt nemulțumiți. Că nu vor vota să renunțăm, să ieșim din Arsacis în condițiile în care sunt mulțumiți. Nu? De asta spun. Nu cred că ar trebui să vă feriți atât de mult de oameni. Până la urmă, pe ei reprezentăm cu toți aici. Nu trebuie să ne ferim. Un referendum. V-am zis, putem veni cu după aia, până la momentul acestuia, cu alte hotărâri în completarea acestui referendum, să vedem și alte probleme stringente care sunt la nivel de Pașcani și o prioritizare a lor. Acum dumneavoastră hotărâți dacă contează părerea oamenilor sau nu contează pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Bun. Doamna secretar, vă rog.
Numai două minute. Eu nu-i răspund domnului Răznic, fac referire strict la proiect, fără nicio legătură cu ce a spus dumnealui. Sincer, eu nu mai văd rostul discuțiilor pe acest proiect, dacă nu a trecut amendamentul, chiar dacă prin reducere la absurd s-ar vota, el este inaplicabil în această formă. Noi nu mai putem în noiembrie anul trecut să facem referendum. Deci orice discuție, dacă trece astfel, eu în mod sigur nu voi pune viza de legalitate, cred că vă dați seama și de ce. Atât am avut de spus. Domnul Olariu, vă rog. Da, eu vreau să întreb un singur lucru. În campanie electorală, domnul primar, ca și reprezentant al partidului care are majoritatea, a PSD-ului, da, chiar a afirmat că după alegeri își dorește acest referendum. Chiar a spus-o cu subiect și predicat. Acum eu ce să înțeleg, că dumnealui a mințit electoratul? Atât. Da. Nu, am tras-o, a fost da, în momentul când spui că după alegeri, după alegeri îți dorești un referendum și în urma, nu, știți când vedem, după ce votați dumneavoastră acum, ne dăm seama, imediat putem trage și concluzia. Mulțumesc. Mă scuzați că am, cum spuneam, am anticipat rezultatul votului. Da, mulțumesc. Domnul Ursu, Roiați, luați cuvântul. Pentru că întrebarea se referă clar și nu e loc de echivoc. Eu aș vrea să știu cum se aplică cetățenilor care nu au beneficiat de serviciile apa vitală, deci nu au apă. De cum le este opozabil? Vor vota pentru că vor investiți. Deci, haideți să ne... Asta este întrebarea noastră, probabil o să găsiți răspunsul. Eu nu vă stați, domnul Avramic, să-i dau și lui cuvântul, vă rog. Eu aș fi părerea și dăm cu părere câteodată la fiecare punct, dar trebuie să stăm pe voi mâine aici. Ce vreau să zic? Nu accept sintagma acuzatoare când noi suntem împotriva opinii cetățenilor pașcați. Vă rog să nu mă lăsați asemenea cucuri că nu merg. Eu trăiesc între oameni acolo, sunt cu mult mai mult în contact cu oameni, cu foarte mulți oameni și de vârsta mea și de vârsta mai tinere și știu opiniile oamenilor. Oamenii din pare majoritatea sunt mulțumiți din actuale sări și apă. Ce punem mâine oameni buni dacă azi votăm împotriva apei vitale? Să-i dăm afară. Ce punem mâine lor? Mulțumesc. Vă rog să nu întrerupeți. Dar nu sunt de acord cu sigur, se dă să crede că stăpânim adevărul absolut și toți prezentăm opinia publică în interne. Eu cunosc oameni, stau de vorbă cu ei, categoric nu se poate să fie toată lumea de acord cu același punct, nu se poate, este, suntem oameni și suntem subiectivi, nu putem fi sub nicio formă perfecți. Avem și noi defectele noastre, dar ca să acuzăm pe ceilalți că sunt împotriva opiniei pășcăreilor, mi se pare grav. Vă rog să ne controlăm că facem asemenea afirmații, nu ca să dăm bine la public. Vă mulțumesc. Eu mă simt jignit când se spune despre mine că sunt împotriva opinii cetățenilor. Mulțumesc. Mi se pare că acum se întreabă domnul Zăchete. Vă rog. Să ne păstrăm un pic pornirile acestea fastuoase să dăm bine la televiziune, că mi se pare că este o jignire adusă. Eu mă simt jignit când se spune că Avramiuc este împotriva opinii cetățenilor de Pașca. Mulțumesc, doamna viceprimar, vă rog. Eu consider că dumneavoastră faceți iarăși un demers inutil, pentru că strâniți din nou niște emoții. Într-adevăr, nu cred că mai trebuie să facem analize pro sau contra apa vital. Apa vital operează în municipiul Pașcani. Într-adevăr, sunt probleme punctuale, dar care, indiferent de operator, ele există și trebuie să rezolvate într-un mod constructiv. Consider că ați venit cu acest proiect. De exemplu, sunt doi inițiatori care nici măcar nu sunt prezenți. Pur și simplu nici n-ați vrut să-l treceți acest proiect de hotărâre. Doi, pentru că v-ați mobilizat să fiți cu toții aici la discuții și vot. Și doi, vreau să vă întreb ce costuri implică organizarea unui referendum la nivelul municipiului Pașcani. Cine... Vă rog să nu întrerupeți. Cine suportă aceste costuri? Populația. Domnul Moțatu, vă rog frumos. Deci eu cred că nu este serios demersul dumneavoastră în acest moment. În momentul în care am semnat acest contract de delegare, s-a făcut cu votul
consilierilor locali de la acea dată, ne-am asumat anumite clauze în contract și vreau să vă readuc în atenție faptul că suntem cuprinși în master planul la APA Vital pentru accesarea acelor fonduri europene care vor veni în valoare de 13 milioane de euro. Vă gândiți la consecințele și sancțiunile pe plan european care pot urma în momentul în care noi renunțăm la acest contract? Am terminat. Domnul Resnic, vă rog. Domnul Ursu punea o întrebare și cumva legitimă. Apropo de persoane care nu beneficiază de serviciul de apă și canal, vă reamintesc că dumneavoastră, Partidul Social Democrat, în campanie ați spus că veți organiza un referendum pe tema RAGCL. Vreau să vă spun că din total 9.000 apartamente sau aproximativ 9.000 apartamente în Pașcan, doar 3.000 și ceva mai sunt racordate la sistemul central. Vreți să vă arăt de pe internet programul electoral, nu mai știți? Ba da, referendum RAGCL, vă arăt. Și la domnul, și domnul Pantazi a spus în numeroase emisiuni. Vă rog. Ai, nu, acum să, vă rog să ne respectăm. Are legătură, păi nu, are legătură că domnul Ursu a întrebat de cetățenii care nu beneficiază de serviciu, cum vor vota la referendum. Deci asta numai serviciul de apă și canal e un serviciu care afectează, cred că, undeva la 80%, 85% din locuitorii de pe raza UAT Pașcani. Iar din punctul ăsta de vedere văd foarte oportun consultarea lor. Acum eu nu cred că v-am jignit, domnul Abramiu, când am spus că nu sunteți împotriva părerii cetățenilor. Am zis că sunteți împotriva aflării părerii cetățenilor. Iar dacă dumneavoastră aveți impresia că dacă vorbiți cu 10 oameni știți părerea câtorva mii, nu cred că e. Așa vorbesc și eu cu foarte mulți care spun că sunt împotrivă. Tocmai de asta este util acest referendum. Da, vă rog. Tocmai de vă rog un pic să ne respectăm, da? La tocmai de aceea este... 10 ori. Și eu cred că stăm cu o zi aici. Așa ați fost educați să întrerupeți. Bun, vă rog, domnul Resnic, să nu comentăm. Mulțumesc. Deci, domnul Olariu, vă rog. Da, eu am o întrebare vis-a-vis de cetățenii, nu vis-a-vis, o întrebare pentru doamna primar, hai ca să reformulez. Când ați fost ultima dată la acele scări de bloc care sunt de luni de zile deconectate de la apă, unu, și un punct de vedere de la doamna secretar și vreau să mă refer la anularea actului adițional numărul 12. Dacă noi, prin anularea acestui act adițional, mai suntem parte în contractul cu APA Vital sau cu Arsacis. Dar n-are legătură. Acum discutăm despre referendum, proiectul cu referendum. Are un pic de legătură pentru că nu se știe dacă chiar mai suntem. Dacă acel act numărul 12 a fost anulat și dacă îl citeți, vedeți că acolo, prin actul a fost delegat. Ținând cont că ăla a fost delegat serviciu. Dacă ăla a fost anulat, s-ar putea să fim undeva în aer. Da. Haideți să discutăm despre referendum. Acum, mulțumesc. Doamna viceprimar, vrea să răspundeți? Eu vreau să vă spun că la nivelul primăriei municipiului Pașcan există un serviciu care monitorizează activitatea asociațiilor de proprietari. În permanență se ține legătura cu toate scările de bloc unde persoanele sunt afectate de întreruperea furnizării apei. Se încearcă o consiliere și o monitorizare atentă și informare atentă și periodică în vederea constituirii acelor asociații de proprietari absolut necesare. Pentru că dacă persoane s-ar constitui în asociații de proprietari, multe dintre problemele care sunt la ora actuală ar dispare. Din păcate s-a găsit acea formulă cu reprezentantul de scară, nu-i tocmai cea mai fericită formulă și sunt scări și blocuri la care vreau să vă spun, din păcate, trebuie să o recunoaștem că este un adevăr, o scară de bloc nu reușește să-și găsească un reprezentant din scara respectivă apelându-se la persoane din afara blocului. Permanent facem informări și monitorizări și încercăm să aducem în tot suportul nostru ca să rezolvăm problemele punctual. Vis-a-vis de referendum, că vreau să mă întorc și la acest aspect, este foarte clar că nu va trece acest proiect pentru că noi, grupul consilierilor PSD, nu suntem de acord în acest moment. Îl considerăm inoportun și, domnul Râznic, vă recomand, pentru că văd că sunteți foarte
și bine intenționat și așa trebuie, să aflați opinia populației, să stați în permanent contact cu el. Dacă nu este referendum, găsim și alte forme de consultare a populației, cum ar fi un sondaj de opinie pe care îl puteți plăti dumneavoastră și aflăm exact părerea despre apa viitor. Doamna secretar, dacă doriți să-i răspundeți domnului Olariu. Întrebarea noastră nu are legătură cu proiectul pe care îl... Nu știu de ce îl mai discutați, v-am explicat care e situația lui. Nu am pregătit nimic pentru astăzi vis-a-vis de acest lucru. Am să vă răspund în ședința viitoare. Da, mulțumesc. Domnul Haldan. Se vede treaba că în această ședință și la acest punct de pe ordinea de zi se crede că în funcție de cât vorbești, de cât de tare strigi, înseamnă că ai și dreptate și rezolvi situația acolo cu problemele care există la anumite scări de bloc sau anumite apartamente. E adevărat că există. Le știm pe toate astea, dar noi trebuie să găsim soluții pentru a rezolva problemele respective punctual, pentru că ele sunt punctual. Eu am stat de vorbă cu foarte mulți oameni care sunt mulțumiți. Eu personal sunt mulțumit de prestația lui Apa Vital, atât la unitatea la care lucrez, cât și acasă, îmi plătesc la timp, nu am nicio problemă vis-a-vis de serviciu pe care îl primesc de la Apa Vital. Mai e o chestie foarte clară. E vorba de niște investiții despre care a amintit doamna viceprimar. Este vorba de niște condiții umane care trebuie să le creăm și celor din Găștești, Boșteni, Sodomeni, Lunca și Blăgești, și nu trebuie să dăm înapoi. Un proverb popular spune foarte clar că cine se scoală de dimineață și pleacă la drum, dar la amiază se răzgândește și se întoarce înapoi și în fiecare zi pleacă și tot se întoarce, nu va ajunge niciodată la un punct. Ai plecat pe un drum cu greutățile care sunt. E adevărat că sunt niște greutăți. Și vis-a-vis de redevență și câte. Sunt procese pe rol. Hai să se rezolve toate, dar nu înseamnă că tot să ne întoarcem înapoi, pentru că am uitat niște lucruri vis-a-vis de peste Servapa. Înainte de a delega noi către Apa Vitală, aveam N reclamații la primărie prin care se reclama umflarea facturilor cu metri cub și așa mai departe. N-am nimic cu nimeni. Mai mult decât atât, mă folosesc de un raport al domnului Sorin Olariu și colegii, așa, vis-a-vis de Preservapa, care mă face să nu fiu niciodată de acord să mă întorc înapoi la Preservapa, că dânsii au venit și arată situația societății respective. Și atunci să fiu de acord cu referendum? Păi nu se poate așa ceva, înseamnă niște bani cheltuiți. Vă mai spun un lucru, anul ăsta bugetul va fi, mi se pare că o țară mai mititel ca anul trecut. Oriunde noi ne angajăm la cheltuieli care pur și simplu n-au un efect sau ar strica și ceea ce s-a făcut până acum, dacă să admitem că ar fi un răspuns. Nu, mi se pare inutil. Mai bine un sondaj de opinie, dacă vreți, și prin asta se află părerea cetățenilor. Așa, se practică la nivel național, la nivel chiar de țări chiar mai slab dezvoltate și au încredere în sondajele respective și la noi nu se poate. Consider și așa cum a spus și doamna vice, sunt împotrivă și voi vota împotrivă pentru acest lucru. Mulțumesc. Domnul Bodașcă. Da, deci eu vreau să numai să aduc o clarificare. Aici s-a pus problema colegii despre cheltuieli. Da, e adevărat că se vor cheltui niște bani cu organizarea acestui referendum, dar democrația în general costă. Iar referendumul este o... Referendumul este un mod de exprimare a democrației. Iar pentru eficientizare, da, a costurilor, haideți să ne gândim că avem anul ăsta, s-ar putea să avem două referendumuri, da? Unul organizat de președinte, unul organizat de PSD. Putem să le cumulăm, da? Atunci, două buletine de vot, dumneavoastră spuneți. Le cumulăm, atunci facem cheltuieli numai cu un buletin de vot. Tipărim un buletin de vot în plus. Bine, mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supun la Codrin. Dacă ne poate răspunde cineva, în momentul de față, cât la sută din populație este în situația de a nu avea în nicio formă, deci nici contract individual, nici convenție, nici pe asociație, vreo relație contractuală cu Apa Vitală? Dacă ne poate spune cineva, cât la sută? Și dacă dumneavoastră care ați inițiat referendumul, știți cât la sută?
Domnul Arsenie. Câți oameni au? Am întrebat cineva de specialitate. Domnul Arsenie, domnul Danau. Am întrebat pe cineva domnul de specialitate. Domnul Danau, înscrieți la cuvânt. Haideți să ne respectăm. Domnul Arsenie, vă rog dacă puteți să răspundeți. Mulțumesc. Au contract individual, parte au prin reprezentanți, o parte au prin asociații de proprietari, dar ei nu utilizează la persoane care nu au contract. Deci nu știe nici situația celor care nu au contract. N-au venit nimeni să spună, eu nu am contract, ca să înregistrez undeva. Vă spun eu acum. Și mai sunt, mulți sunt. Să știm problema în oraș, destul de bine. Este adevărat, dar dacă sunt cum e brocul, de exemplu, la tineret, din vară, este, contract este, dar dacă nu au achitat factura, iau și statală. În situația asta este o altă tip de situație față de ei. Da. Domnul Boba, scurt. Vreau să mai fac o precizare acum. Știți că noi am câștigat în instanță... Scurt la referendum. Nu, referitor la APA Vital, că acum cu asta discutăm. Și actul adițional numărul 12... Dar nu discutăm actul acum, discutăm referendumul acum. Contractul de delegare dumneavoastră, consilierii locali, nu știți că nu sunteți într-o relație contractuală cu APA Vital, la ora actuală. Hotărârea 88 o abrogat, hotărârea 161 o abrogat, hotărârea 72 prin care ați delegat serviciul la APA Vital, la FLAD, la rezerva APA, fără licitații, fără cum spune legea. Deci normal era ca hotărârea 72, când ați dat-o prima dată atunci, chiar dacă ați dat unui operator regional, trebuia să organizați licitații pentru că o dădușeți înainte la un operator local, prin transformarea DAC-ului în societate pe acolo. Haideți să discutăm la referendum și la proiectul în sine. Deci nu discutăm altceva acum. Referendumul nu implică automat, de fapt, ce să mai zic, dacă am să că nu sunteți în relație contractuală cu APA Vital. Domnul, la referendum aveți la proiectul de hotărâre. Cu tot discutați despre acte. Vă rog! Deci nu implică și aprobarea hotărârii cu redelegarea serviciilor sau cu scoaterea din Arsaces și din APA Vital. Implică atât, o opinie. Bă, 70% sau 10% sunt nemulțumiți de APA Vital. Ceilalți sunt mulțumiți. Deci nu mai are rost cine să mai emoție. Da, bine. Dar nu, vreau să-i mai fac o referire lui doamna viceprimar. Doamna viceprimar spune că și cu domnul Abraniuc spune că toți oamenii sunt majoritatea sunt mulțumiți. Deci, eu mai repet o dată și o mai repet de 10.000 de ori. Constituția României, așa cum fac ăștia, spune așa, nici o persoană și inclusiv Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 22 sau 20, nu mai țin exact, spune că nicio persoană nu poate fi obligată să intre într-o asociație. Cu atât mai mult cu cât dumneavoastră ne obligați pe noi ăștia care avem neșansă să stăm la apartament, să intru într-o asociație ca să am dreptul la un drept fundamental, la două drepturi fundamentale, tot dreptul fundamental. Vă rog să mă serviciul de alimentare cu apă și serviciul de salubritate. Astea sunt drepturile universale ale drepturile stipulate în Cartea Universală a Drepturilor Omului, votate de ONU în 2010, era august 2010 și au dat o rezoluție în care astea două drepturi au fost incluse în celălalt de drepturi fundamentale ale omului. Da, vă mulțumesc, domnul Poda. O secundă. Doamna viceprimar știe că anual, deci în fiecare an, municipiul Pașcani pierde în jur de banii de la populație pe care i-am plus, pierde în jur de 7 milioane de lei pe care îi dă Consiliul Județean. Ce legătură are acum cu proiectul referendum? Deci, haideți, a zis că discutăm doar despre referendum, da? Da? Mulțumesc mult! Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul. Cine este pentru? 3, 4, 5, 6, 7. Împotrivă? Abțineri? Deci 10 împotrivă. Proiectul nu a trecut. 16 a fost retras de pe ordinea de zi. 17. Proiect de hotărâre privind identificarea, inventarierea și expertizarea tehnică a construcțiilor care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz nefavorabil, am rugat inițiatorul să-și reformuleze articolele 2, 3, 4, dacă nu le-a reformulat. Juridicul, vă rog. Aviz favorabil cu aceeași mențiune, să fie rectificate articolele. Da, inițiatorii, da. Vă rog.
Comisia Urbanistă a zis favorabil cu amendamente. Vreau înainte de a trece la aceste amendamente să mulțumesc colegilor, aparatul de specialitate care ne-au ajutat să ne punem de acord cu acest proiect. Nu știu acum să începe doamna să facem fiecare amendament în parte sau le citesc pe toate în clar, le scriu și le votăm la pachet. Ele trebuie să sunt mai multișoare și trebuie să... Votăm în parte, că poate unul trece, unul nu trece. Câte amendamente aveți? 4. 4. 5, că dacă mutăm articolele... Deci, haideți să încep. Primul amendament, da, la articolul 2. Se introduce după identificate la articolul 1, se introduce fraza incluse în programe anuale. Da? Deci stabilim ce clădiri se expertizează. Da? Noi avem obligația să facem un program anual și acele care sunt prinse în program anual pot fi trimise la finanțare. Da? Să mai spuneți încă o dată. Deci după identificate la articolul 1 se introduce fraza incluse fraza, sintagma, incluse în programe anuale. Articolul de către experți tehnici. Da, și cu restul rămâne, da? Incluse în programe anuale de către experți tehnici. Am înțeles, articolul 3. Da? Am făcut o precizare ce clădiri se expertizează. Da. Articolul 3 dispare. Da? Se elimină. Articolul 3 se elimină. Articolul 4 devine articolul 3. După expertizarea, punem expertizarea tehnică, da. Se elimină proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, da. Iar după fonduri proprii ale proprietarilor, da? Specificăm care fonduri proprii ale proprietarilor. Fonduri. Sunt trei surse de finanțare, de la Ministerul Dezvoltării, la Consiliul Local sau a proprietarilor, care doresc. Da. Și atât. Articolul 5 devine articolul 4, articolul 6 devine articolul 5. Atât. Astea sunt amendamentele la Comisia de Urbanism. Da? Haideți. Articolul 1. Rămâne acolo. Identificarea și inventarierea construcțiilor de pe raza municipiului Pașcani, indiferent de forma de proprietate, realizate înainte de intrarea în vigoare a normativului de proiectare antiseismică pe 106-78 sau care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice. Deci avem obligația să inventariem toate... Ce? Nu, păi, zice, articolul hotărăște. Identificarea și inventarierea. E obligația Consiliului Local. Articolul 2. Se hotărăște. Expertizarea tehnică a construcțiilor identificate la articolul 1, incluse în programe anuale de către experți tehnici atestați în conformitate cu reglementările tehnice. Deci am vorbit la Ministerul Dezvoltării Regionale, dacă mi permiteți, am vorbit cu dumneavoastră. Și ei mi-au spus că noi banii putem să-i luăm de la Ministerul Dezvoltării Regionale doar prin Consiliile Județene. Ca să putem să accedem, să luăm bani de la... Să facem cerere la Consiliul Județean, trebuie să avem un program anual în care spunem care clădiri vrem să le expertizăm. Nu o să putem să le facem toată odată, da? Le luăm pe rând. Prioritatea o stabilește aparat de specialitate. Cei de la, în funcție de vechime, găsim alte. Articolul 3 dispare, da? Articolul 4. Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică se vor asigura prin transfer din fondurile aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din bugetul local sau din fonduri proprii ale proprietarilor, după caz. Este în concordanță cu doamna Labonțu, este aici, ne-a ajutat, am discutat, pot fi trei surse de finanțare a expertizărilor. Deci eu mi-aș dori să primim cât mai mult de la bugetul, de la Ministerul Dezvoltării. Dar dacă, ca să putem să avem acel capitol care poate fi suplimentat, da, trebuie să punem și noi ceva din bugetul local. Eu m-am interesat, o expertizare tehnică a unei locuințe costă în jur de 15.000 de euro. Deci proprietarii nu o să-și facă niciodată așa ceva. Deci din bugetul care îl avem acum putem să stabilim una, da, 60.000, 70.000 de lei și apoi conform programului anual făcut de noi putem să cerem finanțarea pentru încă una, două, trei, câte o să ne aprobăm. Atât se modifică. Cu ducerea îndeplinirea prevederilor prezentei de hotărâri se însărcinează primarul, compartimentul patrimoniului, contracte, serviciul urbanism și amenajări teritoriale. Având acest proiect aprobat, putem să facem acele programe anuale, putem să cerem la Ministerul Dezvoltării să ne dea bani, putem să facem noi capitolul în bugetul nostru dacă vrem să punem și noi niște bani. Da. Ați terminat, da? Da. Domnul Haldan, vă rog.
Domnul Bodoașcă, personal sunt unul dintre cei care sunt de acord și chiar colegii mei vedem binevenit acest proiect, doar că chiar la articolul 4 cu fondurile necesare pentru cheltuielile privind expertizarea și așa mai departe, și nu numai expertizarea, pentru că odată cu expertizarea știți că urmează după aceea și alte lucruri. Eu am sugerat însă, încă de ieri, era domnul Râzdin și domnul Marius Pinclie, deci în cadrul ședinței, să faceți referire că toate acestea, deci expertizarea se face în conformitate cu prevederile ordonanței numărul 20 din 94, respectiv legea numărul 282 din 2015 pentru modificarea și completarea ordonanței guvernului numărul 20 din 1924 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic la construcțiile existente. Deci dacă faceți trimitere în felul ăsta, dumneavoastră am zis să faceți propunerile astea. Unde vreți să trecem acest amendament? Deci, deci, nu, dar dumneavoastră spuneți cum se face plata, de unde se iau bani. Domnule, legea spune clar de unde și cum. De ce ne apucăm noi să facem 4-5 articole când acolo sunt în obligații care sunt, care e proprietarul, fiecare proprietar, de unde vine, când poate finanța Consiliul Local, cum? Cum se întorc banii înapoi la finanțator? Pentru că cel care beneficiază măsurile pentru clădirea respectivă, știți că trebuie să plătească contravaloarea. Nu, 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 pentru expertiză nu se plătește. Nu pentru ele, pentru consolidarea clădirii. Pentru consolidare, am spus. Nu, așa. Nu poți să te oprești la expertizare numai. Trebuie să mergi cu proiectul, să meargă în continuare. Cum? Doar expertizezi și atât? Asta e obligația mea? Nu merg mai departe? Cum? Domnule, odată ce am expertizat, automat trebuie să vină și obligația de a interveni pe loc, pe obiectivul respectiv. Cum îl las în continuare așa, l-am expertizat, bine mersi, îl am într-o evidență și mă mulțumesc. Vă rog, lăsați-l să termine și mai răspundeți. Vă rog. Prima dată să facem expertizarea pentru să vedem... Dar de ce nu facem un proiect complet? Eu v-am spus, din punctul meu de vedere. Că am întrebat la ministeriu, așa m-am avut, dar am avut cu un articol, da? Vă rog să vă respectați, domnul Haldan a semnat. Da, nu, vreau să-i... Da. Domnul Bodaș, acum vă rog. Dacă vă uitați... Prima formă a proiectului a fost și cu consolidare. Vorbind la Ministerul Dezvoltării, cei de acolo ne-au sugerat să eliminăm acest articol, deoarece ceea ce înseamnă consolidarea implică alți bani. Bani în ce sens? Deci se dau bani de la Ministerul Dezvoltării, dar proprietarii vor trebui să îi dea înapoi, în rate. Și atunci zice, noi amestecăm cu cei care sunt nerambursabili, cei pentru expertizare tehnică sunt nerambursabili. Iar ca și articol, vă spun tot din lege, legea spune că fondurile se aprobă din bugetul de stat sau bugetele locale pe baza programului de investiții ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziția globală, alte cheltuieli de investiții. Deci noi trebuie să prevedem în buget un capitol care se cheamă alte cheltuieli de investiții, unde vom hotărâ noi ce sumă punem, dar nu mai puțin de 15.000 de euro. Vedeți că ați ajuns la concluzia mea? Dacă scrieți că în conformitate cu... Dar nu știu dacă trebuie să facem un proiect de hotărâre să trecem legea. Dar cum adică, dar trebuie să legea. Legea este trecută în preambul. Dacă vă uitați... Este obligat să se trece. Deci, domnul Haldan, dacă ne uităm în preambulul hotărârii, zice, având în vedere prevederile 207-2010, primită ordonanța guvernului 16-2011, nu trebuie să mai trec și la articol. Deci acest proiect se... Nu scrie acolo doar cu respectare. Pentru că acolo spui că având în vedere și din coace spui cu respectarea prevederii. E punctul meu de vedere, domnul... Da, bun! Deci, dacă vreți un punct, deci, la acest capitol am discutat cu doamna Labontu, este aici. Ea ne-a dus toate recomandările și ne-a dus pe drumul cel bun, să facem să fie legal. Dacă nu ai spus că e bine, nu. Spune. Vă rog, domnul Ursu. Deci, din punct de vedere legal, noi trebuie să prevedem în buget, articol bugetar, în sensul ăsta. Da. Acum, asupra sumei, e o discuție separată la buget. Ea poate fi cât de mică, dar va trebui în mod obligatoriu să prevedem articolul ăsta bugetar. Pentru că în felul ăsta intrăm în legalitate. Este foarte adevărat că trebuie să ne îndreptăm numai spre expertiză, nu spre reparații sau altceva. Asta e altceva. Atâta tot. În condițiile date, eu consider care baza legală
fiind făcute trimiteri la lege. Da, mulțumesc. Mai dorești cineva? Iau articol cu articol? Da. Supun la vot amendamentele. Articolul 1 rămâne neschimbat. Identificarea și inventarierea construcțiilor de pe raza municipiului Pașcani, indiferent... Rămâne neschimbat. Neschimbat? Amendamentele. Articolul 2. Articolul 2. Va suna așa. Expertizarea tehnică a construcțiilor identificate la articolul 1, incluse în programele anuale de către experți tehnici atestați în conformitate cu reglementările tehnice. Supun la vot amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul a trecut. Următorul amendament ar fi eliminarea articolului 3 în totalitate, da? Următorul amendament, articolul 4 devine articolul 3 din proiect. Și o să-i dau citire. Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică se vor asigura prin transfer din fondurile aprobate anual cu această destinație din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din bugetul local sau din fonduri proprii ale proprietarilor, după caz. Corect? Corect. Supun la vot amendament. Care dintre ele? Articolul 3 se elimină, trebuie să pus la vot. Da, articolul 3 se elimină. Articolul 3 se elimină. Supun la vot eliminarea articolului 3 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Următorul amendament. Articolul 3. Articolul 4 devine articolul 3 și am dat citirii formei finale. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul amendament. Articolul 5 devine articolul 4 cu același enunț. Rămâne neschimbat. Da. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul amendament. Articolul 6 devine articolul 5 în forma în care este neschimbată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acum supun proiectul la vot în totalitate cu toate amendamentele aprobate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul a trecut cu 17 voturi. Mulțumesc, colegi.